Bine v-am prieteni! Sărbători cu bine! Tot stat, dacă e cazul să povestim sau nu, că, în mod normal, ar fi trebuit să or să tac, da, măi, e sărbătoare, lumea are alt chef, așa, dar poate unii au chef de altceva și să povestim despre Paște, despre Paști, corectii Paști, corectii Paște, oare cum o fi, de ce n-ar Paști, de ce dincolo s-a dus cu Paște, Paște e singular, o fi plural, Paște fericit, Paște fericite, Paște fericite, chestii de astea, greacă, latină, română de acolo. Să știți că încă mai am dileme, dar tot o zic. Da, și pentru aia care ar fi un pic mai pravoslav decât nu știu care, da, o să vă spun că așa zice, că Isus e adevărul, calea, viața, atunci alegem adevărul. Uh, cum să încep? Sighet. Biserica. Una dintre ele. La sfârșit, să nu votați cu X. Popa de acolo poate să spună, să jure în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu, n-am spus cu cine să voteze. Dar să nu votați cu X. Adică, nu votați cu contracandidatul de cel mai mare partid al țării. Știi că există partidul Remorcă și partidul Remorcă la Remorcă. Nu votați cu partidul Remorcă la Remorcă, lăsați-i pe aia cu Remorcă. Popă, la sfârșitul slujbei. După aia, evident, a fost la biserică. Voza biserică, dar mă duc în fiecare an de Paște, pentru că e așa, e un anumit spectacol. Știi, și dacă vrei, Uh, nu zic eu pătruns de Evlavii și chestii de astea, dar mă duc ca să văd că există, un, un, există o evoluție întotdeauna pe care o vedem cu toții. Poate nu o băgăm în seama. Uh, comunele mai bogate, și vorbim de comune, nu de orașe, uh, cu cât sunt mai bogate, uh, cu atât aduc, aduc uh, pop mai mulți. Când ești sărăcuț, ai un singur popă, ăla de obicei modestuț, merge, și face slujbele, etc. Bă, dacă prinzi un pic de cheag, comunitatea prinde un pic de cheag, mai vine un popă. Bă, când deja prețul la teren trece de 150-200, ești acolo, în zona comunelor bogate, mai aduce un popă. Se tot măresc slujbele. Fiecare vine cu ce-a învățat în școală, dar fiecare vrea să facă un spectacol mai deosebit. Și atunci, surpriza este că uneori ai câte ceva din... Nu din cântecele bizantine. Muzica bizantină este foarte faină, să ne înțelegem. Imperiul bizantin are niște valori pe care trebuie să le cunoști nu pentru că ai fi bisericos sau nu ai fi bisericos, ci o chestie de cultură generală. E păcat să nu cunoști... Cultura bizantină, așa cum ar fi păcat să nu cunoști cultura orientală, cultura, cultura uh, occidentală, etc. Orice cultură este un, 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 încă un mod de viață, este încă o viață, dacă intri în cultură. Numai că, uh, știi, în loc de muzica bizantină, mai au și câte ceva care seamănă a muiezinii. Nu e rău, că și muiezinii au rolul lor pe pământ, dar poate că Poate că încet, încet este un fel de întrepătrundere între Orientul ăla, o să spun așa, muezinal și um, Balcanii ortodoxi um, nemuezinali, bizantini. Și după aia am mai văzut o chestie. Și de, de fapt, titlul ăsta cu înjurați -mă, eu l-am pus gândindu-mă la, la chestia asta pe care vă spun. Îmi înghit cuvintele pentru că nu sunt sigur că fac bine ceea ce fac. Dar dacă trebuie să cu adevăr zicem. Am tot încercat, vedeți, patru minute și ceva, am tot încercat să duc subiectul. Sfârșit de slujbă. Să mulțumim, să mulțumim, să mulțumim, să mulțumim domnului europarlamentar, domnului deputat, senator, domnului X. Ce, ce ori căuta ăștia, de ce trebuie pomeniți lângă împărați, lângă sfinți, lângă... N-am înțeles. Sunt, trebuie să înțelegem că sunt acum senatori, sunt deputați, sunt europarlamentari care vin dintr-o dată în comune în care nu au fost niciodată, dar în comune în care primarii au performanțe. Primarii care se alege cu 70%, care și-au făcut treaba, care se trezesc dintr-o dată la ușa cu europarlamentari sau cu senatori. Până ziua am venit pe la dumneavoastră, suntem din același partid. Nu, no, cu mâini, hai să mergem un pic pe stradă să ne vadă lumea, în speranța că deci nu au făcut nicio treabă în Parlamentul European, ba din potrivă, ciuca bătăilor. Ok? Lumea să vadă, uite, bă, ăla votăm la europarlamentare cu asta. Și la parlamentare, după aia. Adică, cumva, știi, dintr-o dată, v-am spus, și vin în comunele în care primarii au fost atâta că se poate impecabili. Da? Și au făcut treaba, au făcut, au drept, s-au dat peste cap să aducă fonduri, s-au dat peste cap să facă și au făcut într-adevăr lucruri minunate. Da? Și vin ăștia, căutătorii de coș de ouă, știi, europarlamentari. Hai să ne lipim și noi de asta. Mergem la biserică, ce faceți? De Paște. Și evident că popa sta acolo și ne spune, neașa așa, despre domnul europarlamentar. Numai că domnul europarlamentar, unul dintre ei, acum mulți ani, la două decenii, cred că. Era în dreapta, șoferul era, șoferul lui era la volan, și în dreptul bisericii, accident, o doamnă în vârstă, aruncată în șans, a murit. Accident. Șoferul domnului care astăzi <coughs> europarlamentizează. Nu s-a oprit să dea să vadă, băi, ok, spital, nespital, se întâmplă, ok, au fugit. Vreo 30 de kilometri. După 30 de kilometri și-au dat seama că nu există să nu fi prins în cazul de astea. Da? Nu era un politică. Nu există să nu fi prins. S-au întors pe înapoi. Doamna murise în șanț. Poate că putea fi salvată. Acum domnul parlamentar. Sigur că nu se afla la volan, era șoferul lui. Dar cel puțin o culpă morală există. Dacă erai într-adevăr, că era șoferul tău, era face ce-i spui tu. Oprește să o ducem la spital sau hai, du-te de aici, du-te, repede, repede, să plecăm. Poate nu ne-a văzut nimeni. Între astea s-a jucat viața unui om. Aruncat în șanță. De mașină, în dreptul bisericii. Seară, fica Doamnei moarte în șanț în dreptul bisericii s-a aflat față în față cu domnul europarlamentar. Între timp a devenit europarlamentar. Patriot! Patriot, tată de spai! Curczoile după el de patriotism. N-a avut curaj să-i spună nimic. O stat așa cumva... Am vorbit. Na, am vorbit. Suntem vecini. Și-a zis, eu am crezut că, că, că se sfârșie ceva în mine. Și zic, păi a fost un proces de 5 ani, dar n-am câștigat, că noi pe atunci eram amărâți. Ei aveau bani. Au vrut să mă duc să-i spun, mi-a mama. Dar am zis, <coughs> mă duc și ce rezolv. Iarăși se joacă tot așa cum s-au jucat în procesul ăla de 5 ani. Au fost fericiți în procesul ăla de 5 ani, n-a pățit nimeni nimic. Ceațul a fost de vină, alinierea planetelor, mama. Știi? Și aici vorbim despre, nu despre vinovăție sau nevinovăție. Aici vorbim despre dispariția glandei ălea. Când știi că ai fost în dreapta și că ai avut decizia de a opri, de a o duce la spital pe femeie, sau de a plecat 30 de kilometri și după am un fricoșat, te-ai întors repede să vezi mare ce se întâmplă, bă, cel puțin nu mai călca acolo. Dar le dispare glanda asta. Ei nu mai sunt în lumea noastră. Există o glandă, probabil secretă, sau o chestie de a mică, mică, prin ADN, care nu-i mai senzor de, senzor de pericol, că ăla avem senzor de frică, îl avem, bă, senzor de rușine. Rușinea aia care te face să nu mă duc acolo că am dat o în bară, nu mă duc acolo că am făcut o chestie. Chiar dacă probabil tu n-ai pățit nimic, nici de lege, nici de nimic. Glanda aia, mica, chestia aia mică din ADN, gen aia mică, 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 nu mai au. Adică, gândește-te, tu dacă ai fi fost în dreapta cu șoferul, ăla dă peste un om, da? În dreptul bisericii. Și vă înțelegeți amândoi. Probabil erați bune cu șoferul, erați tineri amândoi, puf, sunteți tineri amândoi și ai fugit 30 de km în speranța că nu te văzut nimeni. După adrenalina te face să zici, bă, n-am văzut pe niciunul scăpând de chestii de asta. Hai să ne întoarcem să vedem ce s-a întâmplat. Între timp, omul ăla pe care l-a aruncat în șans moare. Proces, etc. Scapi, scapi, tot e ok. Și după ani și ani te duci în biserica. În aia unde vis-a-vis -a -vis, a omul ăla pe care l-ai lovit. Știi? Și doamna în cauză, fica doamnei care a murit în șanț, a venit și a zis, atâta mi-a zis, mă, cum totuși să n-ai atâta rușine să vii aici în biserica în care am înmormântat-o pe mama. Vedeți? Paștele scoate la lumină și chestii de-astea. Lumea s-a obișnuit să zică Paște fericit sau Paști fericite sau cum vreți voi, sărbători frumoase, etc., dar binecuvântate, să mai dea Domnul tot ce doriți. Dar, băi, până la urmă, Paștele mai face o chestie. Sau Paștele, cum vrei să ziceți. Scoate la iveală niște adevăruri pe care trebuie să le spui. Pentru că dacă nu, crezi în tine ca un fel de tumoare și tu ai impresia că ca ăia care cu gândirea pozitivă, cum să zic, ostentativ pozitivă. Dom'le, nu-i bai dacă vine meteoritul, bai dacă... Ce ce dâră frumoasă lasă pe cer. Nu-i bai că tocmai am căzut în prăpastie. Vai, dar ce, ce, vânt frumos în timpul căderii în futură prin plete. Eu zic că e mai ok să ne spunem adevărul. Nu? Sau să spunem ce am văzut acolo pe la ăștia, pe la biserici. Nu vota cu ăla. Să mulțumim domnului europarlamentar, domnului senator. Să ne mulțumim tuturor că există. Și pentru că există ei, noi existăm din ce în ce mai puțin să aveți zile minunate, sărbători cu bine, pași fericite, etc., așa cum se zice noi așa, după o zi în care afli adevărul.